mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut, faci și vei face pentru Ivan. Și înainte să spun mai multe, cred că ar fi bine să ne gândim așa fiecare puțin, un minut, la Ivan și să-i mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Vă mulțumesc! Ivan nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Îl cunoașteți cu toții, l-ați văzut. Cei mai înaintați în vârstă ați fost alături de el când a concurat acum 50 de ani, exact în această zi, cu pagaia ruptă și nu l-a împiedicat nimeni și nimic să termine cursa și să câștige medalii pentru România, pentru Delta. De asemenea, Ivan, tot ceea ce a adunat în viața lui, de sportiv, de antrenor, de părinte, de simbol al României și al Deltei, a dat înapoi. Pentru că a plecat din Delta, cred că a făcut în conjurul lumii, prin cursele la care a participat și pe care le-a câștigat, și spre sfârșitul cursei a venit înapoi, în Delta, acasă, pentru a lăsa această moștenire, pentru a lăsa acest tezaur pe care noi suntem datori să-l păstrăm, să-l valorificăm și să-l facem cunoscuți celor mici, pentru că este un simbol de moralitate, de bun simț. Și așa cum a spus cineva, Ivan rămâne un campi om. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut în primul și în primul rând în calitate de sportiv pentru România și pentru tot ceea ce ne obligă să facem. Mulțumesc, Ivan!